Pornind de la supunerea la vot a două proiecte de hotărâre legate de învățământul giurgiuvean, consilierii locali și reprezentanții executivului primăriei au lansat ieri un subiect de discuție cu privire la reorganizarea învățământului. Vorbitorii au susținut ideea unui sistem educațional performant, finanțat de municipalitate, dar care, din păcate, la nivel decizional, depinde de ISJ Giurgiu și de Ministerul Educației. Acești copii, când termină școala, să fie util într-o societate. Deocamdată asistăm la o dramă care e la nivel național, nu numai la Giurgiu. Că apar absolvenți de pregătire de școli diferite, care în momentul în care ajung pe piață, ajung să-și caute loc de muncă, nu găsesc acel loc de muncă. Ținem de niște licee, care practic ele nu există. În momentul în care promovabilitatea este zero la SAM, despre ce vorbim? La bacalaureat. Deci la BAC promovabilitate zero. La celelalte promovabilitate 11% până în 13-15%. Despre ce licee vorbim, despre ce nivel de pregătire vorbim la copiii de acolo. Concluzia acestui subiect a fost trasă de edilul șef, care a punctat faptul că administrația locală finanțează sistemul de învățământ, iar ISJ ia deciziile. În acest sistem de învățământ, unul este cu banul și altul cu decizia. Deci noi suntem cei care finanțăm și instituția primăriei, Consiliul Local, finanțează sistemul de învățământ în municipiul Giurgiu, iar deciziile privind sistemul de învățământ le iau acești 8-9 persoane de la inspectorat. Pe criterii politice, nepolitice, știți cum este, drumul spre Iad este tapetat cu bune intenții.